Sunt Ana Tacea și îți spun bine ai venit la o nouă ediție Lifestyle, unde stilul tău de viață prinde contur pe 98.3 București FM. Garderoba noastră cea de toate zilele, cum o amenajăm, de ce ținem cont, ce stiluri, ce culori, ne va spune azi în Lifestyle Mădălina Plugaru, designer de interior. La rubrica Nutriție, Cosmina Mierlescu, nutriționist și invitat permanent în emisiune, ne va vorbi despre efectele colesterolului crescut în organism. Suntem la rubrica Profil de stil. O avem alături de noi pe Mădălina Plugaru, designer de interior. Bună, Mădălina, bine ai venit la noi la București FM. Bună, Dana, sunt super încântată că m-ai invitat. Și mă bucur tare mult, Mădălina, că astăzi o să abordăm un subiect foarte drag mie și anume dressing-ul, unde găzduim da, hainele. Și aș vrea să te întreb, Mădălina, de ce ținem cont în momentul în care vrem să ne amenajăm un dressing? Fie el o cameră, fie el doar un perete dintr-o cameră. De ce ținem cont? Care sunt pașii? Mai exact atunci când apelăm la un designer de interior, cum ești tu. Când ai tu un nou proiect de acest gen, de ce ții cont? Care sunt pașii pe care îi urmezi? Păi, eu fac în felul următor. Există câțiva pași. Primul pas și cel mai important este întâlnirea cu clientul, discuția. Trebuie să aflu exact ce nevoie are el, ce vrea să obțină de la spațiul respectiv, ce culori îl inspiră, îl face să se simtă mai vesel. Și în primul rând, ce vrea el să obțină de la acea cameră? De exemplu, dacă este vorba despre dressing acum, cum vrea el să se simtă dimineața când intră în dressing? Vrea să se simtă revigorat, să-și pună un verde așa și să prindă viață, galben, să-i dea energie, sau un violet să-l facă să contempleze, să se gândească ce planuri are pentru ziua respectivă și, nu știu, să-și încarce cumva bateriile. Aici depinde foarte mult și de personalitatea lor și ce culori îi reprezintă. Ai câteva întrebări cheie pe care le adresez clienților? Uite că de curând am citit o carte și mi-a plăcut foarte, foarte mult psihologia culorilor și am descoperit aici un test care mi s-a părut super, super tare. Un test de psihologie și ce culori îi reprezintă pe fiecare în parte. Prin acest test, cumva îmi dau seama cum vibrează fiecare om cu fiecare culoare în parte. Pentru că eu am o reacție la o anumită culoare, iar tu altă reacție, știi? Și cumva avem fiecare o stare diferită dacă stăm într-o cameră albastră. La fel se întâmplă și cu culorile. Mădălina, te pot întreba ce culoare are dressing-ul tău? Să știi că la mine culoarea este albă, dar în schimb culorile sunt foarte, foarte diverse pentru vestimentație. Îmi place foarte mult roșul, verdele, mov îmi place foarte mult, iar restul culorilor sunt într-o cantitate mai mică. Super. Mădălina, ok, deci primul pas e să adresezi câteva întrebări clienților astfel încât să înțelegi ce își doresc. Care e pasul următor? Ce se întâmplă mai departe până la... Aș vrea să urmăm tot fluxul până la implementarea propriu-zisă a proiectului. Bun, după ce am stabilit cam ce stil se potrivește cel mai bine, culori și accesorii, următorul pas este efectiv să trecem la treabă, să măsurăm spațiul, să vedem exact ce corpuri ne încap acolo, cum vrem să compartimentăm fiecare modul de dressing în parte. Și aici intervine partea frumoasă a lucrurilor, în care clientul începe să se gândească și să trieze un pic din haine. Pentru că o să-mi spună, nu știu, 100 de rochii lungi, 50 de fuste și etc. Și vreau să le pun pe umerașe, pe polițe și așa mai departe, în sertare. Deci este foarte important să știm exact cum să compartimentăm spațiul în funcție de piesele vestimentare pe care le are clientul. Știam să-mi spui dacă e corect că e de recomandat să măsurăm lungimile, spre exemplu, la rochii, la bluze și să împărțim așa în procente garderoba, că ne trebuie spații cu o lungime de atât pentru anumite rochii, alt spațiu. Exact. Da? Cum întâlnești în realitate? Sunt garderobele pline cu rochii? Cum ai nimerit până acum? În principiu, dacă în cazurile fericite în care clienții au o cameră de dressing, cam 70% din spațiul are doamna, de cele mai multe ori.
Iar în mare parte rochi de lungime medie, lungi, depinde acum. Știți din ce cauze? Depinde foarte mult și de doamna respectivă, pentru că sunt unele doamne care preferă rochi, altele pantaloni și acum garderoba diferă în funcție de fiecare. Cred că tu știi cel mai bine lucrul ăsta. Da, eram curioasă cum privești tu, că mi s-a părut interesant cum un proiect de design de interior ajunge la o evaluare de garderobă cumva. Pentru că, da, se pune problema organizării și atunci te gândești ce ai cu adevărat nevoie. Mădălina, te rog, spune-mi, tu utilizezi în proiectele tale un mood board pentru clienți? E un instrument pe care îl utilizezi frecvent sau când și când? Cum recurgi la el? Să știi că din punctul meu de vedere, un mood board de cele mai multe ori sau în ultima vreme a avut un efect mai mare asupra clienților față de amenajările acelea 3D sau randările. Din ce cauză? Pentru că pun exact schița camerei în mijlocul mood board-ului, văd exact ce piese de mobilier în cap, adică ce module de dressing, și apoi încep să vin cu culori, cu un candelabru, cu finisajul la pardoseală, cu nu știu ce mânere are dressing-ul, dacă este un dressing cu uși, ce finisaj are ușa, și cumva clientul vede și piesele în mod real și exact compartimentarea spațiului și totul pare mai... mai real, exact asta, despre asta este vorba. Da, mai ales pentru cine nu își imaginează, e foarte util să vadă anumite culori, anumite produse ca să se simtă mai safe, să zic așa, adică, exact. Uite, asta e ce o să am, e în regulă, îmi place. Da. Mădălina, spune-mi, te rog, mood board-ul, în ce moment intervine înainte de a demara proiectul? Cumva la mijloc spre finalul proiectului, nu încă de la început. La început am nevoie să definez cumva stilul clientului, am nevoie să am exact cotele spațiului, să fac deja compartimentarea, iar în momentul în care ajung la mood board, înseamnă că acolo stabilesc culorile, micile detalii care se pot schimba. E momentul acela în care clientul își vede exact dressing-ul și spune, măi, m-aș mai vrea un pic de culoare aici, știi? Sau peretele aș vrea să-mi faci un gri, tavanul alb, să-mi dai înălțime la cameră. Aici este momentul în care mai pot face schimbări. Iar la final apar și amenajările 3D, dacă chiar nu înțelege clientul. Dar de cele mai multe ori este suficient și majoritatea acum cumva înțeleg mai ușor schițele și proiectele de amenajare. Mădălina, te rog, spune-mi, ai amintit de stiluri. Cred că e un subiect foarte important în designul de interior. Da. Cum înțelegi stilul unui client și cum îl implementezi? Tot așa prin întrebări, îți arată ceva poze cu dressing-uri care îi plac? Cum reușești să identifici stilul clientului și să-l și implementezi? Eu vă spun exact cum procedez eu și presupun că așa fac și ceilalți designeri. În primul rând, pentru discuția inițială, îi rog să-mi aducă câteva poze, să-mi arate câteva poze de pe internet, în care ei au simțit că vibrează cu acea amenajare și au simțit că îi reprezintă, dar nu le cer una, mai multe. Apoi vin și eu și îmi spun, mie îmi place stilul clasic, mie îmi place stilul minimalist. Ok, minimalist fiecare înțelege poate diferit și o vin și le arăt așa minimalist și îmi zic, da, așa, ce bine că mi-ai arătat, că așa ne înțelegem mai bine acum. Plus că trebuie să vorbim, dacă sunt soț, soție, trebuie să discutăm împreună cu ambii parteneri, pentru că unul vede într-un fel lucrurile, altul într-un fel și cumva trebuie să ajungem la o situație de mijloc, unde se întrepătrund dorințele la ambii parteneri. Da, cumva în designul de interior e un pic mai sofisticat în sensul că trebuie să întâlnești dorințele a două persoane odată, dacă nu și mai multe în alte cazuri, ceea ce nu e lucru ușor, fiindcă fiecare are stiluri diferite, valori diferite și așa mai departe. Și e destul de complexă treaba, însă atunci când ești pasionat de munca ta, sunt sigură că iese wow. Mădălina... Sunt o norocoasă. Da, ești că așa este. Fac de plăcere și iubesc toată treaba. Mădălina, mai spune-mi, te rog, înainte să trecem la culori, aș vrea să te mai întreb ceva. Ce fel de stiluri ai abordat până acum? Ok, minimalist, sunt convinsă că majoritatea apelează. Alte stiluri ai mai abordat?
Ai mai avut clienți, ceva mai îndrăzneți? Da, cu stilul eclectic, în care și-au dorit să punem un tapet mai, nu știu, mai impunător, mai colorat, cu ceva deosebit, și atunci când am intrat în camera am simțit că e un boom de culoare. Dar depinde foarte mult și de personalitatea clientului. Dacă el e mai cu minte și mai liniștit, îi se potrivește mai mult un stil din ăsta clasic, boem. Depinde de fiecare în parte. De cele mai multe ori, în ultima vreme, am folosit stilul modern, minimalist, iar clasic într-un procent mai mic. Mie îmi place clasic. Și la mine acasă clasic am. Mie boem, tare mi-ar plăcea să aflu părerea ta despre cum ar arăta un design de interior boem. Mădălina, te rog, spune-mi, cu paletarul de culori, culorile sunt foarte importante, atât în vestimentație cât și în alegerea obiectelor de design de interior. Cum stabilești o paletă de culori? În funcție de ce culori îi plac persoanei, fiindcă, știi de ce te întreb? E foarte diferit ce culori ne plac versus ce culori am dorit să avem în casă sau în vestimentație. E și chestiune de curaj și de obișnuință și de cultură. Sunt multe variabile în ecuația asta. Și cred că e un subiect foarte important pentru că mult din vizual îl ocupă culorile. Așa este. Mă gândeam acum la culoarea roșie, cum îmi place mie super mult. O să transmit un mesaj diferit. De exemplu, dacă pun roșu într-un dormitor matrimonial, acolo o să ne iasă pasiune, senzualitate. Dacă îl pun într-un dormitor de copil, o să aibă cu totul și cu totul un rol. O să-i dea energie copilului. Poate nu o să fie chiar ce ne dorim seara când îl ducem în dormitor, să fie energic. Și da, într-adevăr, culorile trebuie să le punem în funcție adaptate la spațiile unde ne dorim să le implementăm. Portocaliul, de exemplu, îți stimulează apetitul, ai o digestie mai bună, e mai jucăuș, îți dă energie, îl poți pune, nu știu, în living, să ai discuții mai, nu știu, mai bune cu invitații, să zic așa. Dar nu în exces. Întotdeauna culorile în exces cumva te duc în extrema cealaltă. Dacă faci o cameră roșie în întregime, are efectul acela în care invitații încep să se certe, pentru că le dă prea multă energie și se simt la un moment dat antrenați prea mult. Mădălina, spune-mi, te rog, e scump să apelăm la un designer de interior? Nu este scump. În ultima vreme, din ce în ce mai multe persoane apelează la designerii de interior din cauza faptului că pun în balanță beneficiile. Pun în balanță dacă se pune să-și amenajeze singuri casa, ce probleme pot apărea pe parcurs și cât îi vor costa acele probleme. De exemplu, ușile, dacă nu le pun corect, că nu au luat grosimea la pereți, poziționarea apei la baie, au ales o chiuvetă cu sertare și trebuia să-și ia una cu bază cu uși și acolo apare problema că nu mă pot monta și au pierdut banii sau montajul sau au găurit faianța și ce să mai face aici. Apar tot felul de situații. Clienții nu se gândesc tot timpul la ele pentru că nu le întâmpină zi de zi, iar noi cu asta ne ocupăm, știm ce să facem, am întâmpinat foarte multe probleme. Ideea este că fiecare problemă e un pas înainte, învățăm ceva nou și știm că la următorul proiect e de evitat acele lucruri. Costurile sunt undeva între... Depinde foarte mult și ce își dorește clientul. Dacă vrea doar o idee de design de interior, dacă are nevoie și de lista de cumpărături, dacă are nevoie efectiv de schițele cu proiectarea mobilierului, o ridicare 3D a întregii case sau cel mai ok este să designerul de interior să supravegheze toată lucrarea, implementarea proiectului. Eu percep undeva între 5 și 25 de euro pe metru pătrat. Ca să-ți faci așa o idee, o garsonieră este undeva la 600 de euro, proiectul cu toate schițele și amenajarea 3D ridicată. Super. Eu zic că e rezonabil, nu știu. Super, este într-adevăr. Mădălina, aș vrea să te mai întreb, te rog, legat de cei care și-ar dori să practice o astfel de meserie, ce le-ai recomanda să facă? Să urmeze cursuri, să se alăture unui designer de interior care deja lucrează, să
studieze imagini. Un prim lucru pe care ar trebui să facă, să-l facă, care ar fi? Să treacă la acțiune. Asta este cel mai important pas. Ei au făcut în felul următor. Am început să lucrez într-o firmă și să învăț tot ce se putea învăța de acolo și de la toți oamenii din jurul meu. N-am stat să învăț doar pentru design de interior. Am vrut să învăț și de proiectare și despre culori și tot ce se putea. Învățam, am început să citesc articole. De exemplu, pentru ei, dacă nu se pot angaja în momentul de față și vor să lucreze de la început pe cont propriu, sfatul meu este să se documenteze puțin înainte, să-și iau un proiect de încredere, să țină doar de un proiect, să-l ducă la bun sfârșit. Și să mai avem un backup în spate, o persoană care să-i ajute tehnic pe partea de schițe, de măsurători, ca să iasă toată lucrarea ok. Și de aici lucrurile încep așa ușor, ușor să se contureze, pentru că apar recomandările. Dacă ai făcut o lucrare bună, inevitabil o să vină încă una, încă una, încă una. Ideea este să faci totul din pasiune, cu dragoste, cu dedicare și să găsești soluții în momentul în care apar probleme. Așa cum faci tu, se vede, se simte că faci cu mare pasiune. Mădălina, spune-mi, te rog, ce-ai recomanda cuiva care își dorește să aibă o garderobă cochetă, însă nu are buget pentru un designer de interior, căci mai există și acest segment? Le recomand să studieze tot așa niște imagini. Ce sfat le-ai da? Mi se pare cel mai ușor să-și măsoare spațiul și sunt convinsă că fiecare dintre noi poate să facă lucrul acesta. Să-și ia în calcul dacă sunt prize întrerupătoare, lucruri la care trebuie să aibă acces, distribuitor de țevi, că se întâmplă în dressing să mai avem de genul. Și în spațiul respectiv unde este curat și nu avem nimic, îl măsurăm, vedem exact ce înălțime avem și lungime și punem niște module de dressing. Putem să mergem la o firmă care face mobilier pe comandă, spunem ce dorim, exact cum am discutat și cu un designer de interior, și acolo ușor, ușor, dacă se duc și cu poze și spune exact cam ce-și doresc, ei, de cele mai multe ori e ok. Adică se descurcă și se fac o treabă bună. Ideea este să se documenteze înainte. Să se ducă cu temele făcute. Mădălina, un dressing pe care l-ai realizat și ți-a plăcut cel mai mult, care ți-a rămas ție așa întipărit în minte, ne poți spune al unui client? Un dressing superb a fost o cameră de dressing în formă de U. Dressingul era total alb. Doamna avea undeva la 400 de rochi lungi. Wow! Da. Și mi-a rămas în minte. Am zis că o să-mi doresc și eu la un moment dat în asemenea dressing. În momentul de față nu l-am de 400 de rochi, mai micuț, dar... Doamna trebuie premiată. Da, da. Uși sau cu uși sau fără uși? Cum recomand să fie un dressing? Dacă avem cameră de dressing, este ok și fără uși. Este în regulă. Dacă avem dressing în dormitor, 100% recomand cu uși. Deci funcție de unde e amplasat dressingul, da. De asta ții cont atunci când faci recomandarea. Ok. Întreb pentru că mie, ca stilist vestimentar, mi-este foarte ușor să nu am uși, pentru că văd mult mai ușor hainele și combinațiile de ținute decât dacă stau să deschid câte o ușă și să găsesc câte o piesă. Nu că nu s-ar putea și așa, însă este mai simplu, e exact ca la magazin. Da. Vezi foarte, foarte ușor pe toate. Ai vrea să mai adaugi ceva în încheiere legat de compartimentare, de organizare, un tips and tricks, un ultim sfat? Să vă urmați instinctul în principiu și să vă faceți totul din plăcere. Adică dacă vreți să vă amenajați dressing-ul, nu lăsați totul la voia întâmplării, vă duceți undeva, luați în dressing și asta este. Să puneți un pic de suflet acolo, să vă trebuie 2-3 ore, adică să vă concentrați pe treaba asta ca să iasă ceva bun, să iasă bine și să vă bucurați de el 10 ani, să zic, de acum încolo. Să vă facă plăcere dimineața când intrați în dressing să spui da, gata, e exact așa cum mi-am dorit-o dintotdeauna. Mădălina, am ajuns la final. Îți mulțumim tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc. Aici se încheie rubrica Profil de stil. Te pupăm, Mădălina. Și eu te pup. La revedere, pa, pa. Aici se încheie ediția Lifestyle de astăzi. Dana Tacea sunt și te aștept duminica următoare de la aceeași oră, 12:10, cu noi subiecte. Până data viitoare, îți doresc o săptămână stilată.